Judecătoarea din Suceava acuzată de crimă organizată pe axa drogurilor și de scurgere de informații rămâne încă 30 de zile în spatele gratiilor. Cu experiență de 8 ani în magistratură, judecătoarea Ana Maria Chirilă se află în arest preventiv din data de 12 octombrie. Este acuzată că livra informații despre percheziții și interceptării traficanților de droguri, în momentul în care, pe rolul instanței unde lucra, ajungeau solicitări ale DICOT pentru obținerea mandatelor. Lista capetelor de acuzare se numără și luare de mită și deținere de droguri pentru consum în formă continuată. Potrivit procurorilor, Ana Maria Chirila a primit mită în bani, bijuterii, vacanțe, servicii de pază, dar și alte produse în schimbul informațiilor livrate grupărilor infracționale. Traficanții îi puneau la dispoziție cu titlul de folosință gratuită inclusiv autoturisme de lux, spun anchetatorii. În același dosar a mai fost arestat și Mihai Pânzari, vizat de mai multe dosare de crimă organizată în Suceava. Bărbatul este acuzat că a mituit-o pe judecătoare pentru a influența informațiile din dosare.